În comuna Cupșeni nu există sărbători fără ca tradițiile să fie puse în valoare, iar maramureșenilor din alte zone sau turiștilor să nu le fie prezentate printr-o formă sau alta. Tradițiile sunt cele care reprezintă zona mai mult ca orice. De aceea, administrația locală se bazează pe asta pentru a atrage străinii în zona. Ieri, încondeiatul ouălor la Costeni a fost prezentat de localnici, care au purtat costum popular așa cum se făcea pe vremuri și de care sunt foarte mândri. Punem ouăle la fiert. Le scotem, le lăsăm să se răcească, punem ceara pe foc, ceara de stup curată, avem condei și aprindem o lumânare, încălzăm condeiul și punem în ceară și scriem pe ou. S-a nou că vin Sfintele Sărbători și merem la biserică și le dăm peste mort și lumea să uită mai acolo sau în chistiche, merem și noi. A fost o lecție teoretică a bunicilor din Cupșeni. Gazda a fost Petru Hereș, iar la activități au asistat și studenții de la etnografie de la Nord. Aceștia au aflat câte ceva și despre instrumentele muzicale cu această ocazie. Alte lume care nu mă cunosc, am adus două fluire. Unul e fluir înjemânat cu două vrane și cu șase găuri, tot aceeași probleme. Numai unul reprezintă contra. 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 Asta vine ca un fel de acompaniament. Bunicile din Costeni, la care autenticitatea este acasă, cu dibăcia mâinilor lor, ne-au prezentat astăzi modalitatea în care încondiem ouăle. Cu condeiul, cum le vopsim, pentru a primi Sfintele Paște așa cum se cuvine. Noi de aici, de la Costeni, vă dorim sărbători cu lumină în suflet și vă mai așteptăm să veniți să descoperiți din frumusețile ce ne înconjoară.